dar dă un șnițel de treabă, dar lumea mai doarme. Dar unde vă credeți, domnule, la Costinești? Dar eu la mâine de muncă, de schiat aici. Terminați-vă, duciți-vă la voi la cameră. Dă o fasolă de treabă. Luați-vă două Eugenii, dar duciți-vă în capătul coridorului, dar munciți altundeva. Ce-i cu melodia asta? Happy, ce-a ta happy, domnule? Dar să ne fericim, suntem în Viena. Bună ziua! Suntem aici exact la coada avionului Wizz Air, care ne va purta în prima experiență Austria din viața vieților noastre. Suntem foarte fericiți că am ajuns aici. Finally, nu am pierdut avionul. Am trecut razant pe lângă un accident proaspăt întâmplat. Să sperăm că toată lumea a ieșit de afară de sub fierătaniile făcute terci. Dar asta nu contează, pentru că noi ne urcăm aici și vom zbura dincolo, adică în Germania. Mulțumim pe această cale, revenim de pe platou. Andreea, ai legătura. Scuzate, signore. Nu vorbesc engleză, așa că pentru limba română vă rog frumos să apăsați acum pe 1. Sunt Cosmin Todoran și vă prezint știri actualități din primul sezon de Austria, de aici, din expediția căutării leului liric, prin mijloace balneo-ecvestro, pârtii climaterice din Tirol, Austria. Între satele Langenfeld și Welt din Tirol, Zolden, Austria, luptele de gorilă s-au întețit datorită faptului că unii din membrii acestei grupări de interese Austria au infiltrat zâzanii printre localnici. Haideți să vedem materialul următor. Stăm de vorbă cu Herb Linsken, un localnic ce a asistat la tot momentul. Bitte. Es war zwei große Gorillen. Keine Orangutanen, keine Chimpanzeen, zwei große Gorillen und eine Gorillen in einem Passat Bulgarian Passat. Ein Steffi Graf, ein Oliver Kahn, ein Karl-Heinz Rummenigge und große Haribo und eine kleine Nachtmusik und fertig, langsam. Pot confirma, omul are în totalitate dreptate. Cosmin? Vă jur. Mulțumim, George von Joe, ăsta, da, mulțumim frumos, trecem puțin mai departe. Aseară, la cina de bun venit a grupării de extremiste Austria, au fost prezente și oficialități tiroliene, care au ținut să se asigure că totul va decurge în parametri normali și că membrii delegației române au toate informațiile corecte legate de landul Tirol. Avem în continuare un interviu frumos cu Fräulein Christine Ruchfaus, din Tirol. What's the name of this place? Fandel. Fandel? Cu Cristina Ruchfaus. Very nice. Direct, unii dintre pionii și cei mai importanți oameni ai biroului de turism al Austriei aici în Tirol. Tirol Werbung. Acum o să apăs tasta 2 și o să încep să vorbesc în engleză, because I can. And I want to ask our friend here that how many Romanians are coming over to the whole season? The most important thing, there are almost 200,000 Romanians coming to the whole Tirol region. Okay. So, and when you're looking back at like 5 to 10 years, then the numbers are increasing about 200%. More families or just friends? Romanians. Both. Many Romanians come with their families, so also with their kids. They start skiing here, or most of the time they started skiing in Romania, and then they come here to improve their skiing skills. And a lot of friends, so a group of friends, they come here as well. Actually, the Five Tiroling Glaciers invested a lot in the culinary delights. Yeah. So, which means they have built new restaurants, very impressive ones. You will see one of them tomorrow, the Ice Cube restaurant in Sölden. So it's a very modern and very haute cuisine restaurant, actually, with alpine cuisine. Very good wines. Ok, we hardly wait. Mâine să vă... O să ne vedeți mâine cum bem și mâncăm și asta e. Domnul, am o întrebare. M-a pasat ăla cu numele de Bulgaria al dumneavoastră? Da, nu. No? Vedeți-mi cheile atunci. I've been to Puiana Brașov and Cluj, so... That's why. So, she's a very good Romanian, Austrian, is like us. She's our sister. Yeah. We love Tirol and we would like to mulțumim domnișoare Cristina că ne-a primit aici alături de minunatul grup Auschiem. Revenim. Mulțumim pentru interviu. Aceasta a fost Cristina Ruchfaus de la Tirol Werbung, care ne-a dat câteva detalii despre zona în care suntem. Și între timp am înțeles că s-a rezolvat și pe asta, dar avem un scurt moment publicitar.
Domnul, ai un Passat fără motor? Pune-l pe Mercator. Am să intru și eu. Serios? Da. Haideți să tragem cu ochiul la obiceiurile unor oameni simpli din popor cu frica lui Dumnezeu, fără trufie și la locuri lor din limuzină. În secundele care urmează, vă rugăm frumos să abandonați tot ceea ce făceați, pentru că trebuie să urmărim un interviu real, plin de patimă, cu tânărul George, la o livrare specială TNT Express. Ar vrea să înțeleagă toți ce înseamnă modestia, ce înseamnă buna cuvință, ce înseamnă moderația. Asta iarăși este foarte important. Luxul, opulența, chestiile astea mie îmi repugnă. Mie o silă de ele, nu știu cum să vă spun. Este foarte greu să duci așa o existență zi de zi. Oameni care miros frumos, lume civilizată, ți se face o scârbă. L-am luat și pe băiatul ăsta aici cu mine să mă ajute, fiindcă nu pot să duc așa zi de zi. Zi de zi, zi de zi, zi de zi. Bă, recunosc, este o treabă pe care pur și simplu nu toți poate să o fac, poate să o fac. Asta este clar. Doar pentru oameni simpli. Nici nouă nu ne este tot timpul, dar ne străduim, adică asta putem să spunem. Băi, este un challenge. Până la urmă chiar este un challenge. E greu, dar vorba aia. Dacă noi nu, atunci cine? Ei, cum cine? Auscherii. Mi se șoptește în casă cum că nu mai avem timp alocat acestei minunate emisiuni, așa că vă invităm să intrați pe canalul nostru de YouTube, să-l urmăriți, pentru că avem noi știri în următoarele noastre episoade.